Julie, bine ai revenit la Mediaș. Mersi. Cum te simți aici la sinagogă? Oh. Foarte bine, dar da, foarte bine, nu dar. Foarte bine, dar s-a întâmplat foarte mult de când am venit prima dată, în 2007, cred, sau 2008, când am locuit în Sighișoara, în Sighișoara. Și ce înseamnă locul ăsta pentru tine acum? Oh, este foarte exciting, nu știu exact cum să zic. E special, să spunem, da, nu? Da, deosebit. Deci, de fapt, acum încep un proiect la nivelul Uniunii Europene, aici de sinagogă. Și da, deci, de fapt, în 2008 sau 2007-2008 n-aș fi gândit că ar fi așa un proiect aici și cu un artist din Cluj, la Lumici, cu Andă, care chiar locuiește aici și lucrez numai aici la sinagogă, nu numai, dar full-time aproape. Și da, deci e foarte bun și nu știu ce să mai zic. Cum vezi tu acum sinagoga? Pentru că ai deschis porțile când era așa, nedeschisă de 10 de ani. Și acum e așa, un loc cu viață. Da, bine, sinagoga nu este renovată, nu este, încă nu este foarte multe făcut cu clădire, dar cu spațiu aici mai este în viață, să spună. Anda a făcut arhivă, deci arhivele a fost găsit acolo sus în sinagoga, la balconul femeilor și în ultimul 2 ani a fost și curățat și prelucrat și acum este și câteva documentele sunt și digitalizate și pus online, dar și ghidul pentru arhivă este online. Înseamnă că se poate fi cercetat de oricine și mai ales, în special, documentele sunt păstrate într-un loc mai sigur și da, dacă exista arhiva asta în momentul în care ai venit tu să-și faci lucrarea la Mediaș, era mai ușor pentru tine? Bun, de fapt, a existat, dar a fost altfel. Am și folosit documentele deja și în lucrul meu pe care am scris. Dar sunt, de fapt, acum sunt mult mai mult, da, ușor de găsit. De căutat și de găsit, da. Dar și arhivă, de fapt, a fost un început pentru noi. Am primit finanțare ca să prelucrăm și de atunci spațiul este folosit pentru mai multe lucruri care face, de fapt, și organizează. Și acum începe, cum spus, un proiect la nivelul Uniunii Europene și o să lucrăm împreună cu un artist din Cluj pentru 3 ani și el o să veni sau va veni în fiecare an pentru cam 2 luni și va lucra aici. O să aibă un spațiu de atelier și, na, de fapt nu știm exact ce va ieși, dar asta și scopul proiectului, să lucrăm împreună. Deci scopul proiectului este pentru un artist și un cercetător sau cercetător și administrator să lucrează împreună, să creăm un proiect pentru 3 ani. Hai să ne spun Anda, cam da. Ce are ea, că ea e capul răutăților acum aici. Anda. Unul dintre cele 3 capete ale balaurului. Cum a început proiectul sau de unde a venit și cum se va dezvolta? Proiectul tot de la Julie a venit. Ea a stat de vorbă cu doi dintre cei care au pus bazele proiectului în Klagenfurt, nu? În Austria. Da. Și cumva din discuția lor a reieșit că am putea și noi să participăm în acest proiect și chiar am avea, chiar s-a potrivit foarte bine cu subiectul, spații controversate, cu multe întrebări și care trebuie cercetat și discutat. Și apoi, pe măsură ce avansam în discuții cu organizatorii,
Au început să apară tot mai multe personaje noi în echipă și așa avem de curând a intrat și Răzvan în echipa noastră și o să fie și Alexandra, care, mă rog, a fost voluntar aici de la început. Și acum suntem în măsură să o includem oficial în echipă, așa că brusc de la 1, sau mă rog, de la 2 de fapt, dar aici echipa. Fix, am devenit o echipă în adevăratul sens al cuvântului și e foarte exciting. Nu să zic bine, nu-i cuvânt, da. Cum l-ați ales pe Răzvan? Asta înainte să... Păi îl întrebăm după aia. Ajungem. Păi s-a făcut un anunț, s-a compus un anunț în care s-a descris proiectul și cam ce căutăm și cam ce ne dorim. Și apoi i-am dat drumul în lume, da. Și datorită Facebook-ului și datorită paginii de web a instituției, a organizației care susține acest proiect, și anume Hosman Durabil. Este o organizație, un ONG din Hosman. Și datorită fabrica de pensule. Și fabrica de pensule, da. Și da. ei au răspândit vestea. Și din 8 sau 9 artiști care au trimis aplicație, a apărut Răzvan din spuma mării. Păi nu chiar. Și nu chiar. Dacă era din Constanța, maică. Da, am înțeles că e din Cluj. Da, ce râu e în Cluj? Someș. Din spuma Someșului a apărut Răzvan și acum suntem în formație completă. De ce ai aplicat la proiectul ăsta? Ce cauți tu la mine? Încă nu știu. Da. Și mă interesează, de fapt, istoria comunităților locale și istoria recentă. Și îmi place să sap prin arhive și prin colecții. Și, de fapt, încă nu știu ce caut. Și este un material foarte, foarte fain, foarte valoros de descotocit. Și cred că, într-un fel sau altul, practica mea sau practicile mele vizuale sunt legate de aceste materiale pe care le găsesc. Ce ai făcut până acum? Ce te recomandă? Probabil că proiectul care mă recomandă cel mai mult e chiar ultimul. Asta legat de Arhiva Fotografică de Presă Minerva, la care am lucrat într-o echipă mai largă în ultimul an. Și care e o arhivă de presă locală din Cluj, din anii 60-90. Și care a fost arhivată integral în format digital. Și în jurul căreia mai mulți artiști am elaborat niște practici și am făcut niște comentarii legate de această colecție. Cred că cel mai probabil, da. Asta a fost interesul, poate cel mai mare. Care a fost reacția ta când ai văzut anunțul public? Că vine de la media și sinagogă, istorie locală, bun, despre asta mi-ai spus. Dar ca loc și nu știu, poziționare. Știu zona. Am umblat destul de mult în zona asta. 2006-2007 am fotografiat 50 de biserici fortificate din zona într-un alt proiect. Așa că am umblat și îmi place zona și ar fi plăcut să revin la un moment dat într-un alt proiect. Și cred că a fost ocazia perfectă. Mi-a plăcut și anunțul proiectului, de fapt, și cred că de mult căutam un proiect care se focalizează pe comunitățile din Transilvania. Cele mai multe rezidențe sau cele mai tentante sunt cele care se întâmplă în afară. Asta e o rezidență care se întâmplă aici. Și poveștile acestor locuri par în continuare puțin articulate. Și cred că sunt absolut necesare. Când ai văzut locația, grădina, tentant, e de lucru, mă... E de lucru. Dar e un potențial bun și cred că îl văd transformat într-un centru cultural activ al orașului.
Mi-ar plăcea să, să contribui la chestia asta. Din fericire, toți cei care, care suntem aici și am rămas aici, am văzut potențialul locului. În spatele prafului, în spatele buruienilor, este, este ceva care atunci când va fi descoperit, va fi wow, va, va fi ceva de, de renume, aș putea spune, național și poate chiar internațional. I-ați făcut program? O să se mute la media? Ce se întâmplă? 2 luni pe an, da. 3 ani de acum înainte, va fi Mediation. Din vara asta. În vară o să începi? Sau până atunci? În august. Cred că voi începe ceva mai devreme, adică atunci voi sta aici, dar până atunci mă voi uita în materiale, voi încerca să, să atur niște lucruri, niște idei. Da. Deja, deja în luna iunie ne mergem la, la Polonia și fac prezentare la conferință acolo, la Muzeul Evreiesc Mare, care s-a deschis acum un an, 2 ani. Și este o conferință despre patrimoniul evreiesc din Europa, cumva, și cu tema ce să facem cu asta sau cu, da, diferite proiecte să va fi prezentate și vorbesc eu despre Mediaș, ce s-a întâmplat aici în primul 2 ani și ce va fi, și vine și Răzvan. Și o să facem deja, deci, în iunie o prezentare, de fapt, despre media și cred că, probabil, suntem singură echipă din România, probabil, cred, da, acolo. Cel mai sigur, cel mai comun. Referitor la sinagogă, când oare o putem vedea așa, la... în splendoarea ei adevărată? Nu știu, asta nu știu. Asta, de, din păcate, asta e un proiect foarte mare și, de fapt, proiectul, de exemplu, ce este care începe acum, nu este din fonduri culturale sau fonduri de cercetare, nu știu exact cum se numește, și nu avem voie să folosim bani deloc pentru proiecte construi. Nici n-ar fi destui. Da, nici n-ar fi destui. Nu este un proiect foarte mare, dar încercăm să facem ceva frumos, totuși. Dar pentru clădire încă nu știm, deci ar trebui să, nu știu, 500 de mii de euro probabil ar trebui să fi făcut sau să fi primit ca să facă ceva acolo bun. Și mai caltant, dar asta e un proiect la, așa, la un alt nivel, de fapt, și decât noi trei, noi ar trebui să fie o echipă și mai mare. Da, da. Sperăm că cândva va fi. Da. Eu sunt convinsă că toate aceste proiecte, începând cu cel din 2014 și cel de anul ăsta și celălalt proiect de anul ăsta, care se referă la restaurarea unor piese găsite aici, toate aceste activități ne aduc tot mai mult în, în atenția publicului și mi se pare foarte posibil ca în următorii ani, foarte curând, să reușim să, să avem prestanța necesară obținerii de fonduri pentru, pentru restaurarea sinagogii. Pentru că deja există o, o motivație foarte serioasă, foarte puternică, se vede că există activitate aici, că există foarte multă pasiune. Locuitorii Mediașului au primit foarte bine această revenire. Și, practic, nu e niciun motiv pentru care să nu ni se mai dea bani, cum a fost înainte de aceste proiecte, da, când am mai căutat finanțare și mi s-a zis, dar de ce? Păi, acum, pentru că este motiv... Avem multe răspunsuri la acest de ce. Vrei să mai zici ceva? Nu. Nu? Ok. Eu vă mulțumesc, spor la treburi și bine ai venit la Mediaș. Mulțumesc.